primit azi document de la Consiliul Electoral Chișinău, ce că 219 semnături numai valabile din cele 309 sau 10 prezentate de mine vineri sau sâmbătă, în ultima zi de prezentare a documentelor, a dosarului de candidat. Mi se pare aberant, n-am stat să cercetez explicația lor, dar verbal mi-au spus ieri după ședință unul dintre ei, consilierul sau președintele comisiei, secretarul sau președintele, nu știu ce funcție are el, tot zis că ai semnături de la Durlești pe liste de Codru sau în listele de oraș, ceva de felul ăsta. Băi, oameni buni, și Durlești și Codru fac parte din municipiul Chișinău, oamenii ăștia sunt potențiale alegători ai mei și au dreptul să semneze pentru mine ca să candidez la Consiliul Municipal. Că nu le-am pus pe aceeași foaie, că nu v-am facilitat vouă posibilitatea de a le verifica, na, asta e o problemă și ar trebui să-mi fie rușine, dar nu-i între mei să-mi anulați candidatura, să-mi încălcați mie dreptul de a candida sau oamenilor celora dreptul de a delega un independent ca să poată candida la alegerile locale. Deci, evident, documentul ăsta o să-l contest la Comisia Electorală Centrală, după care poate și în instanța de judecată, dar acum iată stau și protestez la ușa lor, mai ales că am aflat că multă lume a fost nedreptățit în felul ăsta, chiar adineauri m-am despărțit cu o familie, o mamă cu un fecior, mi-a părut că se întorc, dar ei au plecat. Onegiști, ucrainieni care au încercat să intre în politică, au venit, au luat liste de subscripții, nu li s-au spus care-i termenul până când poate să aducă listele. Ei au crezut că au o lună la dispoziție ca să colecteze semnăturile, au venit azi cu 250 semnături și le-au zis că gata, de-am omul pe 19 a fost ultima zi și nu vă uitați la știri, la televizor. Și oamenii au zis că eu strâng semnături, eu n-am când să mă uit la televizor. Și mi se pare că li s-au încălcat și lor drepturile, dar oamenii nu prea știu cum, unde să se adreseze. Ei cred că trebuie să ne unim, protestăm. Ne unim, protestăm. Iată, eu pot să protestez și singur. Cum candidez independent în politică, la fel pot și să protestez singur. Ei nu știu de ce au nevoie de galerie, de multă lume, de turmă. Deci, iată, se pare că drepturile noastre sunt încălcate de toate regimurile, inclusiv de cele anticomuniste după ce au plecat comuniștii, de cele antioligarhice după ce au dezertat din țară oligarhii. Ați auzit că au modificat recent codul electoral, dar nu au schimbat nimic de regulile astea aberante cu semnături pe fiecare localitate, cu fiecare scrie cu mâna lui. Am auzit că în nord acolo nu s-a impus chestia asta și unii au fost înregistrați chiar dacă omul, candidatul, a strâns semnături, a introdus datele în listele de subscripții, chiar dacă regulamentul de acum 4-5 ani scrie expres că fiecare cetățean cu mâna lui trebuie să introducă datele astea. Mă tem că s-au introdus chiar și în codul electoral obligația asta. Dar mi se pare o obligație aberantă și guvernarea nouă, dacă a vrut să facă civilizat, o trebuie să scadă și pragul electoral pentru candidații independenți, și rigorile astea birocratice, și numărul de semnături pe care să-l prezinte candidații independenți. Trebuia să le modifice, să le facă civilizate. Altfel, e clar că nu au nevoie de concurenți, e clar că vor ca Andrei Năstase să-și pună în locul lui fratele în Parlament și cum metru să-l pună la poliție și dacă e posibil să-l restabilească în justiție, e clar că nu sunt mai buni decât foștii. Telefonul care îmi dă internet mă sună și îți trebuie să-l scot de aici și poate chiar să răspund, s-ar putea să fie ceva important. Alo? Nu știu ce ne întreabă. Oleg Brega, da. Bine. Așadar, dacă nu o să fiu acceptat în cursa asta electorală, nici prin decizia cecului, nici prin decizia instanței de judecată, e clar că suntem conduși în continuare de o mafie politică care își dorește exclusivitate în competiție electorală și nu își dorește tot felul de independenți incontrolabili să concureze cu ei și să le ia voturile. Și asta e un semn îngrijorător și revoltător că nu prea avem democrație sau democrație de fațadă.
că nu prea avem legi europene, iar europenismul e doar declarat, cât timp un cetățean de rând nu poate să candideze împotriva partidelor, împotriva clanurilor politice sau măcar în condiții egale cu ei. Ei își permit, au resurse administrative, ei au structuri în raioane, ei își permit să adune număr egal de semnături cu mine, candidatul independent. Și lor le ajung și câteva zile, nu le trebuie două săptămâni sau două luni, cum mi-ar trebui mie. Dar mie, pe lângă faptul că îmi dau puțin timp ca să colectez semnăturile astea, încă după aceea mai aplică și filtre, teste de calitate a semnăturilor care mi le invalidează și foarte probabil că îmi bagă și tot felul de provocatori care vin și semnează după ce au semnat deja pentru un candidat politic, pentru un candidat de partid. Sau introduce intenționat, eronat, numele sau numărul de buletin. Iată deci la ce duce permisiunea cetățeanului scrie cu mâna lui datele celea. Sau omul scrie ininteligibil cifra aceea și când o introduce în computer, introduce altă cifră decât o a avut el în vedere sau trebuie să stai să ghicești ce cifră a introdus și iată cât de ușor poți să invalidezi un candidat incomod. Iar actuala guvernare în jumătate de an a demonstrat că nu-i pasă și chiar o să vrea să folosească capcanele astea birocratice ca să scape de independență, să-i subordoneze pe toți ei sau să-i scoată din jocul politic. Dar să nu pretindă că alegerile au fost libere, corecte, că avem democrație în Moldova. Deocamdată avem cam atâta democrație cât era pe timpul comunist, cât era după căderea regimului Voronin, deci pe timpul lui Plahotniuc, cam atâta, nici mai multă, poate chiar mai puțin. Noroc că încă nu ne-a interzis libertatea de exprimare și dreptul la protest. Transmiteți mai departe clipul ăsta și alte intervenții ale mele. O să relatez și din ședințele de la CEC, o să relatez și de la instanțele de judecată, poate nu chiar din ședințele de judecată, că nu prea se permite, dar o să relatez pe pagina asta mea de candidat independent și pe profilul meu, Oleg Brega, și pe canalele mele de YouTube și pe alte rețele sociale, o să relatez despre felul cum evoluează dosarul, cazul ăsta al meu. Vă amintesc, am fost scos din cursa electorală și pe circunscripția 33, unde am încercat să candidez și am prezentat 509 semnături, iar președinta Consiliului Electoral a zis că au identificat încă o semnătură și deci aveam 510 semnături, dar dintre ele 66, se pare, le-au considerat invalabile, nevalabile și doar 444 ce ar fi bune. O să contez și decizia aceea, dar iată, azi am aflat, aceia încă nu au scos decizia, azi la 4 jumate au ședință de Consiliu, doar mi-au prezentat nota informativă și mi-au arătat ieri și la computer de ce, în ce fel nu sunt valabile semnăturile. Și e chestie foarte neclară ce se întâmplă cu softul cel al lor. O să contez deci decizia aceea, dar aseară deja a avut loc ședința Consiliului Estulalt Electoral de Chișinău, unde am încercat să candidez la un loc în Consiliul Municipal. Și hotărârea o am deja în mână, pot să o contest în următoarele 3 zile, începând cu azi. Deci, probabil mâine o să vin la Comisia Electorală Centrală cu contestația să o înregistrez și sper că în weekend sau luni cel târziu să se examineze sau se pare că au 5 zile la dispoziție. Îmi doresc deci să, măcar prin hotărârea CEC-ului sau a instanțelor de judecată, să fiu restabilit în cursa electorală, să pot face și eu campanie electorală, așa cu buget zero cum mi-am propus, cu bicicleta, cu live-uri pe internet sau meeting-uri electorale făcând megafonul în parc, și în felul ăsta măcar să păstreze aparența democrației în Moldova. Altfel,
voi trâmbița în gura mare că democrație nema și nici să nu o căutați între Prut și Nistru. Cam asta a fost mărturia mea. Peste drum cineva cântă ca să facă bani de mâncare, probabil. Aici, la Consiliul Electoral Chișinău, se prefac că lucrează, dar poate chiar au și mult de lucru, că sunt multe dosare. Eu consider totuși că pe mine m-au nedreptățit, mi-au invalidat fără temei 90 semnături, aveam 310, deci cu 20%, 25% mai multe semnături decât minimum necesar. Cum au putut să invalideze 90, nu pot să-mi explic, decât cu rea credință, cu rea intenție.